din partea organizatorului, domnul Cimi Enache, cum a fost acest eveniment? Trebuie să spunem înainte de toate. Și a fost și ploaie, a fost și soare, au fost de toate până la urmă aici. Da, din start noi am știut că o să fie un eveniment reușit prin numărul de participanți. Am avut anul acesta peste 270 de participanți. Am avut tot ce înseamnă de la mașini și utilaje agricole, input-uri pentru fermele de animale, fermele de cultură mare, dar au fost și lucruri interesante și pentru cei care nu lucrează în agricultură, dar au venit poate cu copiii sau cu familia să vină să vadă animale. Și... deci am avut pentru toată lumea câte ceva. Două zile ne-a chinuit ploaia, ne bucurăm pentru fermieri că e foarte binevenită. Pe noi ne-a încurcat puțin, probabil că erau mai mulți vizitatori decât în acest an, dar sâmbătă-duminică am recuperat și fermierii interesați au venit, am discutat cu firmele, au fost contacte, au fost discuții. E o perioadă foarte complicată, plecând de la prețuri, plecând de la termene de livrare. E complicată perioada, dar oamenii au venit, s-au informat și rămâne să vadă ce fac viitorul.